Vis, speranță, Dumnezeu. Acesta a fost motoul jubileului de 30 de ani a Bisericii Adventiste de ziua 7 din orașul Șoldănești. Pe lângă jubileu a mai avut loc consacrarea noii case de rugăciune, care este una dintre cele mai frumoase clădiri arhitecturale din oraș. La eveniment au fost prezenți circa 100 de persoane din diferite localități a țării, dar și oaspeți de peste hotare. De dimineață, participanții au fost întâmpinați de fanfara din comunitatea Sângerei Noi, care a creat o adevărată atmosferă de sărbătoare. Printre invitații de onoare au fost pastorii Anatolie Tkaciuc, Sergiu Gâscă și Anatolie Moldovanu. Ei făcând parte din colectivul de 10 pastori care au slujit în comunitatea din Șoldănești. Sunt bucuros că astăzi am avut ocazia să fiu la sărbătoarea care a fost așteptată de toți membrii din Șoldănești, care timp îndelungat chiar mă gândeam, zic, când va fi această zi și iată astăzi mult așteptată zi, o sărbătoare deosebită, o sărbătoare de suflet, o sărbătoare în care am simțit prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea cerului în tot ceea ce a fost și cred că această zi va rămâne în amintirea comunității locale și tuturor celor care au ieșit din Șoldănești și pe viitor sperăm să mai avem întâlniri de felul acesta, fiindcă aici mi-a rămas o parte din viața mea, anii care i-am petrecut în această comunitate au fost ani binecuvântați datorită fraților, membrilor bisericii, a prezbiterului local, care e un om deosebit, și toți luați împreună, am putea să spunem că am făcut o echipă care a fost, cred eu, spre slava lui Dumnezeu și binecuvântarea acestui oraș. Vă doresc binecuvântarea Domnului și las ca sărbători de felul acesta să fie tot mai mult și mai mult în raionul Șoldănești. Sărbătoarea a fost organizată, interesant, mulți oaspeți, multă muzică frumoasă, deci am primit o plăcere deosebită. Îmi doresc ca toți cei care au făcut ceva pentru această biserică să fie răsplătiți. Într-adevăr, s-a făcut foarte mult. Eu mă amintesc când aduceau oamenii produse alimentare, aduceau ceapă, cartofi ca să hrănească lucrătorii. Atunci când oamenii cu automobilii lor aduceau muncitori din alte sate, când încărcau piatră și beton din ultimele puteri. A fost ceva grozav, grandios și complicat. La mulți ani, Biserica în Șoldănești! Pentru membrii locali, această zi a fost împlinirea visului multor ani. Prin rugăciuni și susținerea membrilor plecați departe de casă, acest vis a devenit realitate. Avem niște sentimente, niște emoții la maximum. Am văzut că sala a rămas și ea într-o stare satisfăcută, le-a plăcut la toți și dorința mea este ca, așa cum astăzi această sală a fost plină cu vizitatori, cu membri, foștii, poate și viitorii pentru dânșii, dorim ca și în continuare Biserica de la Șoldănești să aibă un viitor foarte frumos, plăcut și scaunele acestea să nu fie goale. Am avut o deosebită plăcere astăzi să fiu aici, fiindcă a fost așa o sărbătoare mare. Pentru mine este important că astăzi am cântat la acest jubileu din cauza că cu 11 ani în urmă, exact în locul în care este acum biserica, noi cântam cu fanfara la un botez, adică că era biserica cea veche și este foarte plăcut să văd cum biserica din Șoldănești a crescut, s-a dezvoltat. Dorința mea este ca această biserică să continue să crească, ca această biserică să fie binecuvântată și să fie o binecuvântare pentru întreg orașul Șoldănești. Evenimentul s-a încheiat cu o masă plină de bucate gustoase, ceea ce reprezintă o tradiție tot atât de veche ca și comunitatea din Șoldănești. Pentru Hope Channel Moldova, Eugen Șveț, Cristina Blenda, de la Șoldănești.